zilele următoare, reprezentanții Platformei Social-Democrate pentru Moldova vor desemna un candidat la funcția de prim-ministru, pe care îl va propune președintelui țării ca să fie nominalizat, imediat ce candidatul de formă Sturza va primi votul negativ în Parlament. Mai multe detalii din această declarație politică. Dumneavoastră puteți să faceți cunoștință.